Este deja o certitudine că usturoiul Benone, soi omologat anul trecut, are un succes imens. Vestea că, de acum, cel mai bun usturoi românesc este disponibil pentru cultivatori s-a răspândit deja, iar primul producător al acestui soi, un fermier buzoian din localitatea Râmnicelu, a fost asaltat cu comenzi din toată țara pentru a livra semințe. Nici nu mă așteptam să aibă un impact atât de mare. Acest soi de usturoi, făcându-se cunoscut cu ajutorul acestui nume de Benone. Am primit comenzi din Bacău, din Vaslui, Iași, săptămâna aceasta vine cineva din Pitești, deci la anul vom găsi și în acele zone usturoi cu acest gust unic. Anul trecut, Valentin Jecu a cultivat 15 hectare de usturoi, de pe care a recoltat aproximativ 40 de tone. După ce a stat câteva săptămâni la uscat, usturoiul a ajuns pe rafturile supermarketurilor, iar vânzările au fost peste așteptări. Usturoiul Benone este diferit de cel din import. Diferența se face doar prin gustare. Acest soi de usturoi are un gust deosebit față de ceea ce găsim în comerț la acest moment, având un gust dulce acrișor iute, nemai întâlnit la alt soi de usturoi. Usturoiul Benone a fost creat de către cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă Buzău. A fost o muncă de câțiva ani pentru ca acest soi să fie omologat, iar succesul de care se bucură se datorează în primul rând numelui. Este acoperit cu multe frunze din astea pergamentoase. Îi oferă condiții bune de păstrare. Deci de asta desface și mai greu ca cel din import. Am reușit, după ani de studiu, să înmatriculăm, să înregistrăm acest soi sub denumirea de Benone, amintind de cântărețul nostru iubit din zona Benone Sinulescu și, sigur, care și aprecia acest soi de usturoi, pentru că și el a contribuit la promovarea acestui soi. Mi-a cerut să-i trimit sămânță de usturoi de Buzău și atunci, sigur, mi-am dat seama că trebuie să facem ceva să salvăm această creație biologică. Localitatea Râmnicelu este vestită la nivel național pentru gustosul soi de usturoi. Pământul bun și priceperea generațiilor de cultivatori au făcut ca această legumă condiment să capete multe calități.